Mai țineți minte prima întâlnire cu el când a venit la Hunedoara? Era o vedetă, era un jucător care jucase la Mondialul din 70, fotbalist important. Și era și idolul meu. Serios? Da. Wow. Ne-a Mircea. Când l-am văzut, prima dată a venit Radu Nunweiler. Da. Nea Radu. Și după aia a venit Nea Mircea. Mă tot... Stăteam numai pe lângă el să învăț felul lui cum comporta, cum în teren, să mă învețe să centrez, cum centra la echipa națională, la Dinamo. Da. La Radu Nunweiler era iar sufletul echipei. La 33 de ani cât avea alergat de... Era tot timpul în fața noastră. În primul rând era prietenul nostru, ca un tată pentru noi. Ok. El ne-a pus să ne înscriem la facultate. Majoritatea eram studenți. Da. Avea grijă de noi când aveam probleme. Sărea în ajutorul nostru, ne ajuta, ne învăța să ne comportăm în societate. Ok. E un om deosebit. Iar ca antrenor, pur și simplu, ca tehnician, ce făcea diferit? Pentru că a fost considerat un antrenor revoluționar totuși pentru fotbalul românesc. A venit cu ceva nou la echipă. Pentru noi. Ne punea să jucăm pe posturi diferite ca să de posturile pe care jucam. Da. Să știm să jucăm mai cel puțin 2-3 posturi în echipă. Ca în momentul când s-a accidentat cineva să aibă locuitori. De-aia ați jucat fundaș stânga la națională. Pregătire fizică. Da, am debutat cu Hagi în Norvegia, parcă, dacă îmi aduc bine aminte. Așa? La 0-0. Un amical, nu? Un meci amical. Acolo. Un amical, da, mi-a zis, eu eram cu națională, am fost cu națională în Olanda. Da. Și era un jucător de pe la Dinamo, nu mai știu cum îl mi-aduc aminte, venise de la Faro Constanța la Dinamo, da. Vâr de atac, Ralea, așa. Ralea parcă sau cam așa ceva, și îl băgase mijlocaș să joace și n-a dat randament pe postul pe care l-a băgat și i-a spus la Nea Mircea, Nea Mircea, voi eu joc vârf de atac. Da. Și ca să-i demonstreze la Ralea că trebuie să joace mai multe posturi, mi-a zis, jucam cu o echipă, nu mai ți căzuse din divizia Val, prima ligă olandeză. Da. Să-i demonstreze la Ralea, m-a chemat și face Florică să joci funda stânga. Da. Și fac, Nea Mircea, bă, n-am mai jucat de nu știu când. Face, nu-i nicio problemă. Și m-a pus fundaș stânga, am jucat, am dat două centrări de gol, un gol.